Așa cum am vorbit când v-ați prezentat la viză, astăzi facem bursa locurilor de muncă, da? Înseamnă o șansă pentru dumneavoastră să vă găsiți locuri de muncă. Angajatorul va lua datele dumneavoastră și ulterior vă va chema sau vă va spune care este concluzia. Avem locuri de muncă pentru toată lumea și muncitori necalificați și calificări. Calificări aveți? Știe cineva ceva să facă? Agenda pază. Dumneavoastră ați fost agenda pază. Altcineva mai știe ceva să mai facă? Tot agenda pază. Tot agenda pază. Ok. Avem firme care oferă locuri de muncă de agenda pază. O să vedem ce putem să facem și pentru dumneavoastră. Sunt unii care vin numai să zică că au venit, să nu să fie prezent și atât. Am venit pentru că mi s-a spus să venim, deci mi s-a comunicat că trebuie să venim. Păi și dacă nu veneați? Păi dacă nu veneam, ne lua ajutorul bunuiesc, nu știu. Da. Din ce trăiți acum? Din ajutorul social. Și cât este pe lună? 1.400. 127. Da. De ce ați venit asta? Am mai dat interviuri și... Vă pricepeți la interviuri? Ați găsit ceva? Nu, mai cătă. Trei persoane care au fost interesate direct de un loc de muncă și foarte multe alte persoane interesate doar de o semnătură. Să poată primi ajutorul de șomaj în continuare. Persoanele care nu vor să se angajeze, putem să facem orice ca societate sau ca... Nu vor să se angajeze. Dar asta nu înseamnă că vor fi menținuți în plată. În 3 luni de zile am scos, pentru refuz de loc de muncă sau curs de calificare, aproximativ 2800 de persoane din venitul minim garantat, dintr-o formă de evidență.